Mertens. Asta se întâmplă rar în jocul germancii, care joacă destul de mult la siguranță, care are un joc la așteptare, așteaptă să vadă ce se întâmplă, își creează avantaje în momentul în care schimbul se prelungește. Nu s-a întâmplat asta ieri, Mertens a fost mult mai precis în execuții și atunci partida cumva s-a terminat destul de repede, chiar dacă au fost două seturi cel puțin ca scor echilibrate. Da, vedem acea discrepanță la capitolul lovituri câștigătoare, erori neprovocate. Nu doar că Angelique Kerber n-a avut mai multe astfel de lovituri câștigătoare, dar a și greșit mult mai mult. În aceste condiții, înfrângerea a venit în mod logic, deși, vă spuneam, înaintea partidei avea o cotă mult mai mică. Asta și pentru că ne aducem aminte de istoricul ei foarte bun la Londra. Kerber așadar într-o continuă criză de formă pe durata lui 2022, cu o singură excepție, a ajuns să câștige un titlu surprinzător la Strasbourg și asta spune totul despre anul ei. Nu triumfă pe suprafețele ei preferate, pe hard și pe iarbă, dar o face pe zgura din Franța. De cealaltă parte, Elise Mertens, total neașteptat, după cum spunea și Gabi, cu multe înfrângeri în fața unor jucătoare mai slab cotate și chiar și aici la Wimbledon a fost extrem de aproape de eliminare în partida cu sportiva din Ungaria, e vorba de Pana Udvardi. Mertens merge așadar mai departe și rămâne de văzut ce poate face, pe cine va mai surprinde în rundele următoare. Cam pe unde o vezi pe Mertens? Este o jumătate deschisă acolo, nu știu ce se poate întâmpla mai departe în acest turneu feminin de la Wimbledon, dar urmează să aibă un match cu Ons Jabeur. Normal cu Ons Jabeur ar trebui să piardă, pentru că mi se pare că tunisianca e într-o formă destul de bună, nu stă mult pe teren în acest turneu de la Wimbledon, își câștigă meciurile relativ repede, cu multă lejeritate și arată că e în formă și înainte de acest turneu, pentru că s-a impus la Berlin în acel turneu de WTA de 500 de puncte. Într-adevăr, am văzut o statistică acolo pentru Ons Jabeur, calificată pentru al doilea an consecutiv în săptămâna a doua de la Wimbledon. Ei bine, Jabeur a pierdut doar 13 game-uri în primele 3 meciuri și cu siguranță ea va porni cu prima șansă în fața lui Mertens. Însă dacă belgianca va juca cel puțin la același nivel din meciul cu Angelique Kerber, poate pune probleme. Vom vorbi, bineînțeles, mai multe despre această confruntare în ediția de duminică, în condițiile în care Mertens și Jabeur se vor întâlni abia luni. Și abia mâine. Da. Și vom vedea oricum... Am mai fost o surpriză oricum în turneul feminin, se deschide mult acea jumătate și începe să nu mă surprindă ideea că Elena o stat pe încoasă lungă chiar în finală. Rămâne de văzut până unde poate ajunge Elena Ostapenko. Iată, Tatiana Maria a făcut curat până în această rundă a turneului de la Wimbledon. Asta în condițiile în care pentru Ostapenko ar fi urmat meciuri dificile, fie cu Sorana, fie cu Sakkari. E bine, sportiva din Germania, Tatiana Maria, vedem cum a învins-o pe Maria Sakkari. O surpriză atât la nivelul cotelor cât și la nivelul parcursului foarte bun al jucătoarei din Germania. Noi vedem acolo, n-a avut mai multe lovituri câștigătoare față de Sakkari, însă a greșit mult mai puțin. Vorbeam ieri la un moment dat pe parcursul partidei, am văzut Sakkari a avut 3-0 sau mici de 3-0 în setul al doilea. Da, da. Oarecum o cădere neașteptată de la cea care e pe locul 5 în lume. Exact. Te așteptai ca Sakkari cel puțin în acest moment. Părea într-o care pe venire, pentru că a avut o cădere pe zgură. Nu a mai ajuns să mențină același nivel pe care l-a avut în prima parte a anului, în primele 3 luni, atunci când a jucat decent în turneile din Statele Unite, de la Indian Wells și Miami. S-a întors cumva pe iarbă la un nivel ridicat. Vine acest meci cu Tatiana Maria și este absolut surprinzător din turneu. Nu mă așteptam să se întâmple treaba asta, mai ales nici măcar după ce a pierdut acel prim set. După cum ai spus, a avut șanse de 3-0 în setul al doilea. Mult normal, dacă reușește să-și menține acel ritm bun și intra în decisiv, Sakkari s-ar fi impus, zic eu, în fața de Tatiana Maria. Nu cred că ar fi reușit încă o revenire germanca după ce a întors și în meciul cu Sorana Kirsten de la 0-3 în ultimul set. Da, pentru ea urmează acum o partidă cu Elena Ostapenko, jucătoarea din Letonia a eliminat-o pe Irina Begu după ce sportiva din țara noastră câștigase primul set, ulterior nu a mai reușit să facă față loviturilor puternice ale Elenei, care a mai cedat doar 2 game-uri.
Elena Ostapenko, finalistă înainte de Wimbledon la Eastbourne, într-adevăr este favorită în acea partidă și cu siguranță și cotele o arată. Elena Ostapenko, dacă e într-o perioadă bună, dacă nu greșește foarte mult, devine o jucătoare extrem de periculoasă. Ai văzut-o și la Eastbourne, ai văzut-o și aici la Wimbledon. Ți se pare că aduce aproape de jocul din luna februarie, când lua titlul la Dubai și ajungea în semifinale la Doha? Da, mi se pare că aduce și chiar dacă mai are anumite căderi, în momentul în care își intră cumva în transă și lovește puternic și găsește terenul, e greu de oprit Elena Ostapenko, mai ales pe iarbă, unde nu ai atât de mult timp de reacție. Așadar, vom vedea ce se întâmplă cu Elena Ostapenko și cu Tatiana Maria în meciul următor. Cu siguranță e o partidă pe care prea puțin ar fi putut-o anticipa în această fază a competiției, în condițiile în care Tatiana Maria pierduse rapid la întrecerile dinaintea Wimbledonului, dar acum pare să fie ajuns în cea mai bună formă, chiar dacă este clasată în afara primei sute mondiale. Destul de înșelător acest turneu, pentru că se joacă puțin pe iarbă înainte, ai tendința să mergi pe jucătoarele sau chiar pe jucătorii care se prezintă bine în turneele anterioare, însă alții își intră mai greu cumva în ritm și atunci au nevoie de o perioadă de timp în care să se obișnuiască cu iarba. Și chiar dacă îi vezi că pierd, că joacă două sau chiar trei turnee înainte de Wimbledon, ies din primul tur sau din turul al doilea, dar până la urmă, treptat, își găsesc forma și ajung la Wimbledon la un nivel bun. Și te surprind cu rezultatele lor, ajungă săptămâna a doua fără să fie anunțat treaba asta anterior. Am văzut acolo în aplicația Superbet și parcursul Elenei Ostapenko din ultima vreme. A jucat foarte bine și în proba de dublu, acolo unde face pereche alături de Ludmila Kichenok. Cele două vor juca și azi și sunt favorite. Au o cotă destul de mică, undeva la 1.30-1.36, am văzut. Iată, 1.38 împotriva perechii Hartono-Schurz. În mod normal ar trebui să vedem acolo o victorie pentru Ostapenko și Kichenok, nu? În mod normal, da, pentru că Schurz, mă rog, Schurz, cum se pronunță numele olandez, e o jucătoare bună de dublu, dar are o parteneră cumva nouă care a jucat destul de puțin în anterior, înainte acestui meci. Așteptăm în continuare comentariile voastre pe canalul de YouTube al Superbet România. Suntem în direct și pe Facebook. Încercăm să ajungem cât mai rapid și cât mai eficient la voi și să vă furnizăm cele mai bune cote. Ideile noastre legate de partidele de sâmbătă și de duminică. Și vom trece mai departe la confruntările de azi. Simona Halep o întâlnește pe Magdalena Frech, o partidă în care Simona e considerată mare favorită. Asta vom vedea și la nivelul cotelor, însă statutul ei de mare favorită e dat și de evidenta experiență în plus pe care o are în fața polonezei, dar și de scorul partidelor directe. Vedem 2-0 împotriva Magdalenei Frech, care nici măcar nu are cotă la câștigarea turneului. Evident, e greu de crezut că se poate întâmpla treaba aceasta. Dacă bate astăzi, va ajunge premieră în săptămâna a doua. De fapt, e o premieră pentru poloneză, pentru că ea niciodată nu a trecut de turul al doilea la un turneu de Grand Slam până acum. Trecuse o singură dată, mi se pare că la Roland Garros 2018, de primul tur, are vreo 5 sau 6 prezențe pe tablou principal la turneile majore. E o jucătoare care a început să joace bine pe toate suprafețele, dar însă o face, dar până la un anumit punct. Are o limită destul de joasă în ceea ce privește evoluția sa, încă nu a progresat suficient de mult, are timp, are 24 de ani, a început cu zgura, acolo a jucat preponderent bine la începutul carierei, după care a trecut, cum am spus, și pe hard și pe iarbă să joace decent, cel mult decent să zicem, pentru că nu a reușit să obține niște rezultate impresionante până acum în carieră, e destul de slab clasată în ierarhia mondială, a jucat cu Simona Halep până acum de două ori, a pierdut fiecare meci minim de seturi. A fost o întâlnire, inclusiv una a fost în acest an, la Australian Open, a bătut-o clar Simona atunci, dar asta cumva mi-aduce aminte și de confruntarea româncei cu Beatriza Dadamaia de la Birmingham, unde tot așa s-au întâlnit și în trecut cele două, Simona a câștigat lejer, a fost un meci inclusiv anul acesta, tot la Australian Open, unde a cedat doar două game-uri Simona, după care a venit acel meci pe iarbă, unde a dat Maia era într-o formă foarte bună și a reușit să o învingă pe Simona. Vom vedea acum ce se întâmplă și cu Frech. Nu cred că Frech are armele braziliencei, avantajul de a fi o jucătoare de mână stângă.
e mai greu pentru Magdalena să facă față jocului lui Halep în acest moment. Simona a început bine turneul, dar hai să avem mici rezerve cumva. În mod normal, Simona trebuie să câștige acest meci lejer, 2-0 din nou, cum s-a întâmplat și în precedentele două tururi. Chiar dacă poate va fi niște mici ezitări în anumite momente, cum s-a întâmplat și cu meciul în turul al doilea cu Kirsta Flipkens. Da, vom vedea ce se va întâmpla. Sper să fie un alt fel de turneu pentru Halep, nu ca precedentele când a mers bine doar până la un punct. Și dacă tot ai adus aminte de Beatrice Haddad-Maia, să spunem că Magdalena Frech e înscrisă și în proba de dublu, joacă alături de Beatrice. Cele două au câștigat deja două partide în această probă, așadar Frech e obișnuită cu suprafața de joc de la Wimbledon, care se pare că îi convine de minune. 4 meciuri jucate în total, 4 câștigate. Iată, cele două le vor întâlni pe Merihar și Perez, cu o primă victorie surprinzătoare la favoritele 6, e vorba de Hradecka și Mirza. Nici celelalte adversare de care au trecut nu erau de aici de colo, Kuzmova și Rus, câștigătoare în competițiile WTA în proba de dublu. Magdalena Frech, care a învins tot așa surprinzător în primul tur pe Camila Giorgi, 7-6, 6-1 vedem. Giorgi, care venea într-o formă excelentă, semifinalistă înaintea Wimbledonului la Eastbourne. Italianca, o sportivă care a declarat în mai multe rânduri că cel mai bine se simte pe iarbă, așadar ceva arme are și Frech de a ajuns aici. Exact, victoria cu Giorgi chiar a fost surprinzătoare, dar nu știu, dau șanse infime să treacă astăzi de Simona. În schimb, la dublu o văd ajungând departe, pentru că acolo cred că e foarte motivată și Beatrice Haddad-Maia după ce a pierdut surprinzător în primul tur de la simplu. Chiar și acolo am putea juca și acel 2-15, victoria perechii din Polonia și Brazilia, în condițiile în care am văzut până acum de ce adversari au trecut Magdalena și Beatrice. Acum ar putea să meargă, bineînțeles, mai departe, ajutate și de serviciul foarte bun al lui Haddad-Maia. Astăzi, în afara Simonei, din păcate, nu mai avem jucătoare din România care să evolueze la Wimbledon. Ce frumoase au fost primele zile în care am avut 7, apoi 6. Iată, am rămas tot la doar la Simona. Însă avem câteva meciuri tari pe tabloul feminin și mă gândesc aici la confruntarea dintre Paula Badosa și Petra Kvitova. Jucătoare care au avut performanțe foarte bune în acest sezon, mai ales în ultima vreme când vine vorba de Kvitova, cu titlu adjudecat la Eastbourne, de cealaltă parte Badosa la un moment dat pe locul 2 în lume. Și mai e un aspect important legat de acest meci: dacă Simona o învinge pe Magdalena Frech, va juca împotriva învingătoare din acest duel, clar sportive de alt calibru. E clar, ăsta ar fi abia primul test adevărat pentru Simona Halep în turneu și cu siguranță meciul dintre Badosa și Kvitova este meciul zilei la Wimbledon pe tablou feminin, pentru că la masculin vom vedea mai târziu că avem un meci tare și acolo în turul al treilea astăzi. Da, e mod normal ușor favorită Kvitova în această partidă, totul ține însă de dispoziția de joc în acest moment din ziua meciului. Pentru că și Kvitova poate să împrăștie multe minci, să greșească la un moment dat. Am văzut, a avut o cădere în joc și cu Ana Bogdan în turul anterior, când era să o întoarcă românca în setul al doilea. A câștigat până la manșa în tie-break. Vom vedea ce se întâmplă astăzi. Da, ne îndreptăm atenția cumva spre Kvitova, pentru că Badosa încă nu ne-a spus nimic pe iarbă până acum. N-a avut niciun rezultat foarte mare, să zic așa. Și nici nu arată că ar fi într-o formă extraordinară, pentru că și pe zgura a mers prost, n-a mai avut acel statut de mare favorită la Roland Garros, cum ne gândeam că poate fi anul trecut. A pierdut rapid pe zgură, pe iarbă încă nu ne-a convins cu nimic nici măcar în acest an și de-aia o văd mai degrabă favorită pe Kvitova, deși, sincer, mi-aș dori să câștige Badosa acest meci. Având în vedere că Petra Kvitova are foarte mare inconstanță în evoluții și am văzut-o extrem de aproape să cedeze și setul 2 cu Ana Bogdan, asta bineînțeles pe fondul unui joc foarte bun al jucătoarei, al sportivei noastre,
Nu știu dacă ar trebui să mergem chiar pe unul la meci, însă recomand cu încredere un minim un set pentru Paula Badosa. Acolo cota e mai mică, dar e una, din punctul meu de vedere, cu un grad ridicat de încredere. Poate să câștige Kvitova într-un set decisiv, însă la cum a evoluat în ultima vreme Petra, îmi e greu să cred că se va impune cu 2-0 la seturi. Da, asta într-adevăr e adevărat și vom vedea, trebuie să ne uităm puțin și pe procentajul de reușită la primul serviciu, pentru că ambele servesc bine, număr de aș, chiar și duble greșeli, pentru că ambele fac și multe duble greșeli. Dacă meciul se întinde mult, s-ar putea să trece de acele bareme de 4,5, 5,5 la dublă, că m-am uitat puțin înainte de meci la cote acolo, da, iată. Da, 4,5 Badosa chiar da. E de încercat, în condițiile în care Petra Kvitova, ne refeream la aș, în condițiile în care Petra Kvitova nu e cea mai rapidă jucătoare la retur, nu are cele mai rapide reacții, da. Astfel că s-ar putea să o vedem pe Badosa, mai ales dacă meciul va fi unul mai lung, așa cum îl anticipăm noi. Și Petra are acolo un barem destul de ridicat, dar ne gândim că a avut 10 ași cu Ana Bogdan. Exact. Merge încercat și peste 5,5 ași la Kvitova. Păi eu aș zice chiar și peste 4,5 dublă greșeli, nu mai știu cât a făcut cu Ana Bogdan. Cred că vreo 4. Dar exact, în două seturi. Dacă meciul se lungește și ajunge decisiv, sunt șanse mari. Mai ales că va fi presiune pe final de meci, s-ar putea să vedem cel puțin 2-3 dublă greșeli de fiecare parte într-un eventual decisiv care să ajungă în prelungiri, să zic așa. Așadar, aveți acolo o ofertă bogată la capitolul pariuri speciale, atât pentru meciul dintre Paula Badosa și Petra Kvitova, dar și pentru celelalte confruntări programate sâmbătă în proba de simplu la Wimbledon. Și o altă confruntare extrem de tare, una anticipată de specialiști, e cea dintre tinerele americance Coco Gauff și Amanda Anisimova. Acestea s-au aflat față în față chiar și într-o finală a juniorelor de la US Open. Pe atunci se impunea Anisimova, însă în ultima vreme Coco Gauff i-a luat fața nu doar prin clasarea în ierarhia WTA, ci și prin performanțele obținute. Tocmai de aceea Coco Gauff e favorită, are o cotă mai mică la victorie. Unde o vezi pe Anisimova să poată profita oarecum în jocul cu Coco Gauff? Fiind vorba de un meci pe iarbă, clar contează foarte mult serviciu. Dacă Anisimova va pune prima minge în teren și își va face game-ul de serviciu, cred că poate chiar să o învingă pe Gauff, care a arătat într-adevăr bine cu Miki Buzărnescu într-un anterior, însă ne aduce aminte de problemele pe care le-a avut în primul tur când a jucat contra lui Gabi Ruse. Da, Gabi Ruse e o jucătoare bună pe iarbă, care încă nu are ocazia să-și arate potențialul maxim pe această suprafață. Am văzut acolo pe Gauff ezitantă, s-a adaptat greu condițiilor, acum mi se pare că meciul acesta va fi pe central și na, va fi altceva, alt context. Însă va fi mult mai echilibrat, zic eu, meciul decât o arată cotele în acest moment. Am încredere că Anisimova poate face un meci bun, poate să preia controlul în anumite puncte, să domine schimburile de minci și dacă va avea precizie în execuție, poate să obțină un rezultat bun astăzi în fața conaționalei, mai tinerii sale conaționale. Vom vedea și la final că am un punct pe acest meci. Nu Victoria Anisimova, nu m-am dus atât de departe, nu m-am încercat cu atât de mare cum am încercat ieri, pentru că n-am avut prea mult succes. Vom vedea ce se întâmplă. Până la ora meciului încheiem și noi acest live. Și pentru a încheia această parte a emisiunii dedicată competiției feminine, să ne uităm puțin pe cote cum stau lucrurile și la duelul dintre Iga Świątek și Alize Cornet. Iga Świątek cu 37 de victorii la rând în circuitul WTA, iată mare favorită 1-18 împotriva lui Cornet. Nu vom pune la îndoială victoria jucătoarei din Polonia. Însă, la cât de bine a evoluat Cornet și la ce istoric are să pună probleme jucătoarelor mari, cam unde vezi? Crezi că trece de 7,5 game-uri Cornet? Nu e posibil să se întâmple treaba aceasta. Juventus are o cotă de 1,18 la victorie. Cred că ar fi fost mai mică cota sa dacă nu a pierdut un set în runda anterioară. În mod normal, după ce a pierdut un set, cred că își va reveni și va câștiga destul de repede acest match. Am văzut asta și la Roland Garros, când la un moment dat a avut niște ezitări pe parcurs la granița între cele două săptămâni, însă acum se întâmplă cumva la fel și aici la Wimbledon, dar cred că și-a găsit cumva ritmul și nu știu dacă va mai lăsa vreun set în acest meci cu Alize Cornet, o jucătoare bună de altfel, dar care nu e încă la nivel, sau nu e, nu va fi niciodată la nivelul Iga Świątek, știm că Cornet e trecut de 30 de ani. Da, e o cotă de încercat acolo, am putea să ne uităm puțin și la Total Gamer.
Total Gamer, da, pentru că acolo e mai simplu, sau un barem mai mic pentru corne. Da, parcă 1.65 sunt 7 gameri pentru corne, ceea ce e mai fezabil. Exact, chiar să cer 1.42 e o cotă de jucat dacă o combini cu încă una sau alta sau două de același nivel. Și pentru că e vorba de Iga Świątek, jucătoare care a administrat numai puțin de 17 seturi la 0 în acest sezon, vă amintesc și de opțiunea super avantaj, dacă o sportivă sau un jucător, o echipă de dublu își adjudecă un set cu 6 la 0, pariați pe acel match înaintea startului, deci nu la live. Indiferent de soarta partidei, după un set cu 6 la 0, pariul este câștigător și, bineînțeles, dacă jucați victoria Iga Świątek și aceasta va avea un 6 la 0, după cum de foarte multe ori s-a întâmplat, nu mai trebuie să stați cu emoții până la final să vedeți ce se întâmplă. Pariul este unul bifat și puteți trece mai departe pe bilet. Așa cum o vom face și noi, vom trece mai departe pe tabloul masculin, însă o vom face doar pe canalul de YouTube al Superbet România. Celor de pe Facebook le mulțumim pentru atenție și îi invităm să continuăm împreună emisiunea pe canalul de YouTube, acolo unde, bineînțeles, așteptăm comentariile voastre, părerile și recomandările pentru partidele de azi de la Wimbledon. Am rămas așadar doar pe canalul de YouTube al Superbet România. Încercăm să găsim meciuri cât mai inspirate, cote cât mai bune și din întrecerea masculină. Am văzut o zi plină și vineri Novak Djokovic l-a învins fără milă pe conaționalul Miomir Kecmanovic. Noi ne așteptam să ia vreo 9, poate 10 game-uri, n-a fost cazul. Djokovic i-a lăsat doar 7, a fost un 6-0, 6-3, 6-4, după cum putem vedea și în această statistică, pe care o să te rog să o comentezi. A avut milă în seturile 2 și 3. Pe primul set, când am văzut 6-0, mi-am adus aminte de ceea ce am spus ieri, că mă așteptam ca Miomir Kecmanovic să joace cumva la un nivel mai înalt, să încerce să arate că poate să se apropie de nivelul lui Djokovic, că Djokovic va avea ceva milă față de el fiind conațional și probabil că au și o relație bună. Kecmanovic e un jucător care a început să joace bine pe toate suprafețele, mai ales pe cele rapide. Lucrează cu David Nalbandian, a fost finalist aici. Nu s-a întâmplat asta. Până la urmă, Djokovic l-a dominat clar. Vedem asta, a avut de aproape mai multe lovituri direct câștigătoare. Iar la erori forțat de situație, Kecmanovic a trebuit să încerce și mai mult, să-și depășească condiția și n-a făcut-o, a greșit mult. Și vedeți, și aici a fost un 6 la 0. Într-adevăr, cota la victoria lui Nole era una foarte mică, dar dacă ați ales-o, după primul set, pariul a fost deja câștigător. Djokovic s-a impus și în următoarele, însă începutul a fost cel foarte tare, în care l-a luat pe sus, efectiv, pe conaționalul său, care îi pusese probleme în precedentele partide directe. Și Djokovic continuă să fie principal favorit la nivelul cotelor la câștigarea turneului. Probabil misiunea lui din turul următor va fi cea mai dificilă de până acum. Da, mă, normal așa trebuie să fie, dar vom vedea ce se mai întâmplă mai departe. Joacă totuși un debutant la Wimbledon cu Tim van Reithoven. Să încep să pronunț cât mai corect. De asta te-am lăsat pe tine, că nici mie nu mi-ar fi ieșit. Bine, nu e totuși Botic van de Zandtrup. Vezi, pe ăla care e mai greu, îl știi. Van Reithoven, ok, a câștigat la Hertogenbosch. Așa, turneul în care l-a întâlnit pe Medvedev în final și era să dea un 6-0 în setul al doilea. Așa și-a primit cumva și wildcard-ul olandezul, pentru că ar trebui să joace calificări. Dar, sau nici măcar calificări, cred că nu ar fi putut să joace, pentru că era în afara top 300 sau ceva de genul, a primit wildcard acum și în Olanda, dar pești dintr-o dată în fața acest olandez, care nu e nici foarte tânăr, dar care, iată, joacă foarte bine pe iarbă, joacă bine și la Wimbledon și mă aștept să joace bine până la un punct cu Djokovic, dar cred că va avea soarta lui Miomir Kecmanovic. Vom discuta mai multe mâine despre acest meci, pentru că se joacă mâine și mă lor meci va fi pe unul dintre primele două arene și atunci va începe după data 3. Așa este, trecem la duelul dintre Sinner și Isner, iată-l pe Big John, care după victoria surprinzătoare cu Andy Murray n-a mai reușit
să facă o victimă cu nume. Până la urmă, Jannik Sinner s-a impus cu 3-0 la seturi. O cotă bună a avut la victorie, 1.57 tânărul italian, care de curând a început o colaborare cu Darren Cahill. Eu am recomandat peste 77,5 puncte câștigate pe primul serviciu pentru Sinner și am putut vedea acolo în aplicația Superbet. A depășit această valoare, 81%, și a trecut în cont Sinner pe prima minge, în condițiile în care Isner, după cum știm, nu e un jucător foarte periculos la retur. Iar la numărul așilor vedem o scădere. Au fost 54 în primul tur, 36 în al doilea, acum doar 24. Asta și pentru că John n-a reușit să își treacă în cont măcar un set. N-a greșit Sinner, lucru pe care și-l reproșa Andy Murray la conferința de presă. Exact, a jucat ceva mai sigur. Sinner știa că dacă pune mingea mai des în teren și îl aleargă pe Isner, are șanse bune să reușească. A trimis destul de multe mingi înapoi. Isner nici nu a fost foarte bun ca frecvență cu primul serviciu. A pus prima minge în teren, dacă mă uit pe statistica detaliată, doar de 69% ori. Acesta a fost procentajul. Iar eu am zis că va câștiga mult mai multe puncte cu primul serviciu. N-a fost așa, a câștigat 3 din 4 mingi jucate cu primul serviciu, ceea ce este o mare reușită pentru Sinner, care a reușit să trimită mingile înapoi în primul rând și după aia să continue punctul. Iată că a reușit să-și facă meciul ușor. A ajuns în tiebreak o singură dată. Acolo era dramatic, pentru că dacă Isner își ținea serviciul în tiebreak de mai multe ori, avea șanse să câștige. Nu s-a întâmplat asta, a fost un singur tiebreak pe care Isner și l-a judecat la 4, iar în momentul că a făcut 2-0 la seturi, era clar că va veni victoria. Nu vedeam cum a putut să întoarcă Isner în meciul de la 2-0 pentru italian. Sinner, care în partida următoare va avea o misiune extrem de dificilă, îl va întâlni pe Carlos Alcaraz. Tânărul spaniol l-a învins 3-0 la seturi pe Oscar Ote. La finalul confruntării, spunea Alcaraz, a fost cel mai bun meci al meu pe iarbă. Iată că și-a intrat mai greu în ritm Alcaraz după un prim tur în care a avut nevoie de 5 seturi cu Jan Lennard Struff. De această dată înlănțuie seturile, 3-0 cu Grigspur, acum 3-0 cu Ote, în condițiile în care a avut 37 de lovituri câștigătoare și vedem cât de puțin a greșit. Mai rar putem vedea o astfel de valoare, doar 8 erori neprovocate într-un meci de 3 din 5. Scary good și pe iarbă Carlos Alcaraz în acest turneu. Deja începe să-și intre, cum ai spus și tu, în ritm. A avut acel meci complicat cu Struff. Tocmai de aceea mă așteptam cumva și Ote să-i pună ceva multe probleme. Iar la doar 6 game-uri, mi se pare deja chiar ne sperie Alcaraz. Cred că va trece și de Sinner în tupul al 4-lea. Și apoi vom vedea momentul adevărului, să spun așa, cu Novak Djokovic în mod normal în sferturile de final. Acolo va fi interesant de văzut cât de departe va putea ajunge Alcaraz. Ce mai remarcat la el ieri a fost faptul că a câștigat 35 din cele 40 de puncte în care a pus primul serviciu în teren. Așadar, 88% procentajul. Clar, Alcaraz pornește cu prima șansă în fața lui Sinner, pe care l-a și învins de 2 ori, însă ne vom concentra mai mult pe acest meci în emisiunea de mâine. O singură minge de break a avut tot în tot meciul ieri. Da, într-adevăr. În timp ce Alcaraz nu a făcut multe break-uri, a făcut 6, dar a avut 20 de șanse să câștige pe serviciu advers. Asta înseamnă că pune multă presiune pe retur, iar Sinner va avea nevoie de un procentaj ridicat pe prima minge ca să-l țină cât mai în spate pe Carlos. Și cu un detaliu, a câștigat jumătate din punctele de la retur Alcaraz ieri. De-aia aștept meciul cu Djokovic, pentru că se pare că ambii returnează excelent pe iarbă și va fi interesant acolo. Pentru astăzi am selectat două partide, e vorba de duelul dintre Rafa Nadal și Lorenzo Sonego. Mai întâi, Rafa Nadal, care a pierdut câte un set în fiecare confruntare de la actuala ediție a turneului din Londra, a cedat un set cu Cerundolo, a făcut-o și în fața lui Berankis. Acum întâlnește teoretic un adversar mai bun decât cei doi, Lorenzo Sonego, anul trecut cu finală la Eastbourne, acum și el cu două victorii la All England Club. Vedem prezentarea partidei, tocmai pentru că a ajuns destul de departe și în acest an la competițiile pregătitoare pe iarbă. Îl vedem pe Sonego cu mai multe victorii pe această suprafață în 2022, în comparație cu Rafa, care de la Roland Garros n-a mai jucat într-o competiție oficială până aici. Ambii au pierdut câte două seturi. Cum vezi această partidă?
Bănuiesc că va învinge Nadal, însă hai să găsim și câteva cote mai mari. În mod normal, Rafa, da, va învinge astăzi, dar după ce l-ai văzut având acele inexactități în primele două meciuri cu Serundolor și cu Berankis, când a pierdut set, când a fost condus cu break și în altele, când a trebuit să revină și așa, te gândești, ok, acum joacă cu Lorenzo Sonego, care e un jucător mult mai bun și poate chiar inclusiv calificarea e pusă în pericol, dar știm pe Rafa cum e, pornește unde mai greu în anumite turnee, ca Italia la turneele finale, dacă tot joacă cu Sonego din Italia, și ajunge să la un moment dat să câștige clar în momentul în care te aștepți mai puțin, pentru că și la Roland Garros să ține minte că a fost aproape de eliminare cu Felix Auger-Aliassime în turul al patrulea, credeam, nu-i dădeam absolut nicio șansă în meciul cu Djokovic din sferturile de final și a venit și a câștigat clar, aș zice, chiar dacă a fost 3 seturi, a câștigat clar acel meci, a dominat până la partida, până la un punct. Vom vedea astăzi ce se întâmplă. Eu zic că e de încercat și 3 seturi în meci aici pentru... Hai să nu zicem 3 seturi Nadal, că poate intră Sonego cu serviciu extraordinar și îl învinge, dar 3 seturi în meci și ar mai fi, dacă ești să respectăm pattern, o să recomand și un punct la final pe acești de... legat de Rafa. Haideți atunci să aruncăm o privire și la pariurile speciale selectate pentru acest meci, duelul dintre Rafa Nadal și Lorenzo Sonego. Italianul, am văzut, are o cotă bună la procentaj, dar despre aceea vom vorbi în cadrul, la sfârșitul biletului, la sfârșitul emisiunii când voi prezenta biletul, însă mai vedem acolo și un peste 2,5 la duble greșel. Sonego a avut 4 cu Duckworth și în mod normal Rafa va pune multă presiune pe retur, astfel că Sonego ar trebui să aibă 3 duble greșeli, câte una pe set, în cazul în care se vor juca doar 3 seturi. Iar Nadal are o cotă mare acolo, sub 3,5 duble greșeli la 1,70. Într-adevăr, a avut 4 în duelul cu Berankis, dar dacă mergem pe ideea îmbunătățirii nivelului de joc, aici ar trebui să se oprească la 3. Da, mergem pe aceeași idee cum mergeam într-o vreme pe Djokovic, când îți comentea multe greșeli în primele truri și după aia și într-o aritm și nu făcea mai puține meciuri următoare care erau teoretic accesibile. Da, sunt de acord cu ceea ce ai spus tu în ambele cazuri astăzi, și la dublele lui Sonego și la dublele lui Rafa. Și trecem de îndată la ultimul meci al băieților. L-am lăsat la urmă pentru că e și cel mai așteptat. Aici Alex Ioniță chiar pomenește meciul nostru, duelul dintre Kyrgios și Tsitsipas, și spunea că vede un peste la Total Game-uri. Și noi ne gândim că e vorba de o confruntare echilibrată între doi jucători care se cunosc bine, care s-au aflat față în față recent înaintea turneului de la Wimbledon. Astfel că putem anticipa clar un duel strâns. Iată, 3-1 pentru Kyrgios la meciurile directe și ambii au cote bune la câștigarea trofeului în condițiile în care e de anticipat să ajungă mai departe cel care se va impune azi. Da, teoretic cine bate astăzi trebuie să ajungă în semifinale, unde poate da peste Nadal. Vom vedea cine va câștiga. Mă, normal, Kyrgios am văzut e ușor favorit, dar zice puțin mai clar favorit, deși Tsitsipas a fost bun cu Jordan Thompson în turul anterior, a avut un meci lejer, mai ușor decât mă așteptam, după ce s-a chinuit până pe alocuri în primul tur cu jucătorul venit, cu elvețianul venit din calificare, Alexander Richard, un jucător fără mare experiență. Kyrgios l-a bătut de fiecare dată, practic, pe Tsitsipas până acum, pentru că singura victorie a grecului, de acolo vedem 3-1 la head-to-head, a venit la Lever Cup anul trecut, unde contează mai puțin ce se întâmplă. L-a învins Kyrgios și anul acesta pe iarbă, pe grec, la Halle, în turul al doilea. A fost un meci destul de echilibrat, unde Tsitsipas a câștigat primul set. În confruntările anterioare câștigate de Kyrgios în fața lui Tsitsipas, mi se pare că la Washington în 2019, unde Kyrgios a câștigat turneul, și la ATP Cup în 2020, au fost mai multe tie-break-uri în meci, ba chiar în meciul ăla de ATP Cup au fost 3 tie-break-uri, meci cu decisiv, 2 cele mai buni din 3 seturi, 3 tie-break-uri. Chiar dacă la Halle nu s-a întâmplat asta, n-a avut un game decisiv în niciun set în cele 3 seturi jucate, mă aștept ca astăzi, jucându-se mai mult, și probabil vor fi cel puțin 4 seturi, să fie poate chiar 2 tie-break-uri. De aceea mă gândesc că acest barem cu număr de game peste chiar și cea mai mică limită de acolo, peste 38,5 game, 1,57 mi se pare ușor de jucat și de ieșit. Chiar și 40,5 game mi se pare abordabil.
Într-adevăr, putem juca un peste în funcție de valoarea pe care o alegeți, de doza de risc pe care sunteți dispuși să vă asumați. Cu cât crește baremul, cu atât crește și cota pentru un peste. Nick Kyrgios, un jucător care și servește bine. Haideți să vedem ce barem de aș are pentru această partidă cu jucătorul din Grecia. Probabil încă se lucrează, pentru că văzusem la un moment dat era 19,5, poate se mai schimbă. Mi se pare că meciul este ultimul pe terenul 1 astăzi. Main event pus pe terenul 1 pe central, pe central joacă Rafa. Da, până la urmă au ales jucătorul mai popular, chiar evident. Dacă duelul dintre Kyrgios și Tsitsipas este unul extrem, extrem de așteptat. Nick Kyrgios, care a avertizat pe toată lumea prin performanțele sale în ultima vreme, prin jocul extraordinar din urmă cu o zi când l-a învins, două zile când l-a învins pe Filip Krajinović fără drept de apel. Așadar ne vom uita fără doar și poate la această partidă și vom afla împreună cine câștigă, iar voi aveți posibilitatea să urmăriți meciul live streaming în aplicația Superbet. Asta imediat după ce a început duelul, intrați în meci la live și acolo puteți urmări desfășurarea evenimentelor, atât la acest meci, cât și la fiecare. Iată, chiar și la această oră puteți vedea acele dueluri care se desfășoară. Cristian Garin, care e pe cale să producă o surpriză, dacă ne gândim că Brooksby a avut o cotă de 1.40 la începutul partidei. Iată și acolo vi s-a indicat unde trebuie să intrați pentru a vedea meciul. A juca acea cotă de peste 5 victoria lui Brooksby să revină în această partidă? Nu, dar a juca set 3 Brooksby. Mă gândesc că măcar un set își va lua. Și iată, e o cotă foarte bună de 1.95. E greu de crezut că Garin se va impune, dar l-am mai văzut și pe Ciliat. Da, da. Și cam asta a fost la nivelul meciurilor. Să trecem acum și la rubrica Not Too Bad, unde am selectat câteva statistici interesante și imagini amuzante, iar una dintre ele este aceasta. Un fan vine să facă o fotografie cu Elena Ostapenko și a adus o gogoașă în semn de bagel, adică 6-0 în tenis. Deși n-a câștigat cu 6-0 Elena vreun set încă, dar vedem, s-a arătat amuzată de această solicitare a fanului și a stat la poză fără probleme. Să spunem că acel fan nu era Mircea Meșter. Nu era cu siguranță. Iar aici avem o imagine frumoasă cu frații Murray și surorile Williams. Dacă în 2019 Andy juca alături de Serena și treceau un meci sau poate chiar două au câștigat. Parcă două. Iată acum pe Jamie Murray și Venus Williams la actuala ediție. Vedem acolo la ediția 2022. Cei doi învingători în trei seturi în fața perechii Routliffe, Michael Venus. Cum ar fi fost să joace Michael Venus cu Venus Williams? Da. Și rămâne de văzut unde poate ajunge Venus Williams, care părea că a venit la Wimbledon în plimbare, că a venit să o susțină pe sora ei, să ofere autografe. E bine, iată-o înscrisă în proba de dublu mixt pe ultima 100 de metri, o surpriză din partea americancei, care n-a mai jucat în circuitul de simplu de mai bine de un an, practic de la Wimbledonul de anul trecut. Poate la Venus joace dublu împreună cu sora sa. Posibil, bun, ar fi fost ideea. Djokovic, care iată a ajuns la 82 de meciuri câștigate la Wimbledon, singurul turneu de mare slam la care a câștigat mai multe partide e Roland Garros. Asta și pentru că a ajuns de foarte multe ori departe la competiția din Franța, de cealaltă, iar aici la Wimbledon n-a putut juca în 2020, e o ediție care nu s-a disputat, în timp ce la Roland Garros, ne aducem aminte, a fost ținută ediția din toamnă și a jucat finala și a acumulat acolo câteva victorii importante, dar fără doar și poate Wimbledon este alături de Australian Open, cele două turnee majore sunt cele mai bune și cele mai importante din cariera lui Novak Djokovic. John Isner n-a câștigat meciul cu Sinner, însă a reușit să doboare recordul de aș.
iată, a ajuns la 13.748 de ași în carieră. L-a bătut pe Ivo Karlovic și e probabil lider, va fi clar lider autoritar și nu știu cine se va mai naște să servească mai mulți ași, pentru că Opelka oricum e foarte în spate și chiar dacă e mai tânăr nu-l văd ajungându-l, cine știe, poate în viitor vin alți serv boți. Da, am văzut că Nikola Jokic are cel mai mare salariu din basketul american acum, poate se gândește la un moment dat să treacă și la tenis, să-i bată recordul lui John Isner. Și ultima statistică e una impresionantă pentru Caroline Garcia. 8 victorii la rând pe iarbă. E prima jucătoare din țara ei, de la Marion Bartoli încoace, care reușește 8 succese. Bartoli campioană în 2013 la Wimbledon. Juca o partidă și la Eastbourne, iar în turul 2 abandona fără să intre pe teren. De aceea are 7 plus 1. Caroline Garcia învingătoare în partida cu Shuai Zhang în cursul zilei de vineri, iar acum o va întâlni în runda a doua pe Buscova, o altă partidă tare. Și suntem pe finalul ediției, vă mulțumim că a stat alături de noi până acum, urmează momentul mult așteptat, cele 5 pariuri selectate de fiecare. Gabi, vom începe cu tine să vedem astăzi dacă ești mai inspirat decât ai fost ieri. Exact. Ieri așa că o supără, e exact. Trebuia să jucați invers. Astăzi nu știu ce să zic, am încercat să fiu, să merg la siguranță cumva, să țin mingea mai mult în teren, că poate greșește adversarul și atunci am mai multe șanse. Din acest motiv am luat și niște cote mult mai mici. După cum poți vedea acolo, nu am sărit deloc peste 2 astăzi. Cea mai curajoasă este ultima, o să ajungem și acolo. Dar am început cu meciul dintre Lorenzo Sonego și Rafa Nadal, unde merg pe victoria spaniolului, dar după ce va câștiga și primul set. Adică un fel de 1 pauză, 1 final, doar că aici avem 3 reprize, minimum 3 reprize de fapt. 1.42 pentru Rafa pentru a merge pe același pattern stabilit în primele două tururi la Wimbledon. Apoi avem un meci între Taylor Fritz, campion de la Eastbourne, și Alex Molchan, jucător antrenat de fost antrenor al lui Djokovic, Marian Vaida, dar cred că slovacul a ajuns totuși cam departe în acest turneu, a prins un culoar bun, a evoluat bine, dar americanul este un jucător mult mai bun pe iarbă și în acest motiv cred că va câștiga partida și nu o va face oricum, ci cu cel puțin 3-1, dacă nu chiar 3-0 la seturi. În acest motiv, cota de handicap minus 1.5 game-uri la seturi pentru Fritz este una foarte bună, 1.45 și merită încercată. Pe aceeași idee merg și în meciul dintre Alex de Minaur și Liam Brody, unde merg handicap de cel puțin 2 seturi pentru de Minaur, deci tot 3-1 și ar trebui să iasă această cotă de 1.30. De Minaur a jucat în turul anterior cu Jack Draper, un jucător care mi se pare superior lui Liam Brody și atunci cred că australianul pare să fie într-o formă bună și poate să câștige această partidă în cel mult 4 seturi. Vorbeam mai devreme de meciul dintre Iga Świątek și Alize Cornet, unde am zis, cred că Świątek își va trece peste momentul mai greu din turul anterior și atunci va reuși să o învingă în 200 pe franțuzoaică. Cota este bună, dacă Świątek nu pierdea set, probabil acum era 1.25 aici. Astăzi este 1.50, de aceea cred că merită încercată. Iar ultimul meci, unde cota este cea mai mare, 1.80, e cel dintre americancile Goff și Anisimova, care vor juca în primul meci pe central astăzi. Și am zis că îi dau șanse Amandei să facă un meci bun și să îi pună probleme mai tinere sale cu naționale, care este pe val în acest moment, într-o formă mult mai bună. Dar Anisimova are armele sale și atunci cred că poate să ia măcar un set cu Coco Gauff. Acestea sunt așadar cele 5 meciuri alese de Gabi. Și acum vom trece la ale mele. Dacă el a încheiat cu duelul dintre Gauff și Anisimova, biletul meu începe cu duelul americancelor. Coco Gauff a avut 70% puncte adjudecate cu Gabi Ruse într-un meci lung de peste 2 ore și jumătate și 89% cu Michy Buzărnescu. Dacă ar fi să se respecte ceea ce spune Gabi și Anisimova va câștiga un set, chiar și așa, într-o partidă de lungă durată, mă aștept ca Gauff să-și adjudece peste 67% din punctele jucate cu primul serviciu, în condițiile în care, trebuie să vă aduceți aminte, ea a reușit cel mai puternic serviciu cu cea mai mare viteză și acest aspect contează mult, mai ales pe iarbă.
La duelul dintre Nadal și Sonego am încercat să profit de un barem destul de mic setat acolo pentru primul serviciu al lui Sonego. Acesta a avut constant peste 70% în toate meciurile pe iarbă, indiferent de soarta acelei partide, dacă a fost victorie sau dacă a fost înfrângere. Acum baremul este mai scăzut la 64,5, asta și pentru că Rafa Nadal e un jucător clar mult mai bun pe retur față de ce a întâlnit până acum sportivul italian, dar dacă ne uităm și Berankis a câștigat către 70% din punctele cu primul serviciu și n-ar fi exclus să prindem și acolo o cotă foarte bună de 1,85. Kyrgios Tsitsipas, 37,5 game-uri, am discutat despre această partidă, eu am ales baremul cel mai mic, dar voi puteți merge chiar mai sus, către 40,5 game-uri, pentru că anticipăm cel puțin 4 seturi și cel puțin un tiebreak în această confruntare, astfel că numărul de game-uri va fi unul ridicat. Și pe final am adresat și eu două cote mai mici din proba de dublu. Mai întâi dublu feminin, Kichenoko Ostapenko împotriva lui Hartono și Schurz. În startul ediției vorbeam puțin despre această partidă cu Ostapenko într-o mare formă și cele două au reușit să se impună în competiția de la Birmingham, așadar sunt într-o formă de zile mari pe iarbă. Dodi și Chan, foști campioni de Mare Slam, îi întâlnesc pe Andrea Smith și Erin Routliffe, doi jucători care n-au mai evoluat în această competiție de dublu mixt. Mă bazez pe experiența superioară și pe valoarea clar superioară a lui Dodi și Chan. O cotă de vreo 11.50 îmi dădea mie pentru aceste 5 meciuri. Din nou rămâne să alegeți câteva dintre ele și sperăm noi să vă fi dat idei cât mai bune. Mai ai vreo partidă de recomandat? În momentul ăsta nu, dar să spunem că poate se pare că am fost destul de inspirați la live chiar recent. Dacă ne uităm acolo, Brooksby a făcut 3-0 în meciul cu Garin, are break în față și are șanse bune să ia setul al treilea, am pus noi că va lua setul la 1.95. Așadar, urmăriți în fiecare zi Super Tenis pe canalul de YouTube al Superbet România. Încercăm să oferim cele mai bune cote și acum, pentru acest 1.95, sunteți cei care ați ales să mergeți pe mâna noastră, sunteți în linie dreaptă spre un pariu câștigător. Bineînțeles, aveți și opțiunea cash out. Dacă sunteți mulțumiți cu suma oferită până acum, vindeți pariul, aveți un profit asigurat și ați scăpat de orice emoții. Și cam asta a fost pentru astăzi. Ne întâlnim și duminică de la ora 14. Vom vorbi, bineînțeles, despre o zi plină la Wimbledon, acolo unde ne așteaptă meciuri tari și cote extraordinare.